De la coada listei. Sunt. Așa ne spune, sunt. Deci, este agitație întotdeauna când, când se intră într-o emisiune în direct, care este ca un soi de ridicare sau de pregătire a unui avion plin de pasageri care trebuie să se ridice de la sol. E zgomotul acela în care fiecare își caută locurile. Stewardezele explică stânga-dreapta, masca, aer, căile de ieșire. Piloții își pornesc butoanele. Asta se întâmplă acolo, în, cum se spune, cockpit. Și ne pregătim de zbor. Avem o stare foarte bună, pentru că am tot auzit zilele astea, Doamne, dar ce temă, dar ce teme, dar cum să dezbați asemenea teme, dar cum să nu dezbați asemenea teme, dar ce bine că astfel de teme încep să se dezbată atunci când, într-o emisiune în direct, putem să intrăm într-o conexiune nemișlocită, sub protecția unei întâmplări care este așa. Un om, cu toată căldura de care este în stare și cu toată disponibilitatea, și aici vorbesc de moderator, stă într-o lumină creată cumva și exterioară ființei sale, gata să primească, fără chip, fără identitate și, dacă vreți, și fără un nume real, confesiunile unor oameni care, probabil, stimulați, încurajați de chemarea pe care echipa noastră vă adresează acum pentru a treia noapte, de a îndrăzni să veniți și să povestiți. Dacă simțiți că durerile vă apasă și nu vă mai descurcați singuri. Dacă asta se întâmplă cu adevărat, mie mi se pare că e un lucru minunat care vine să întregească viața noastră și este o ocazie pe care ar trebui să o prindeți și să mușcați din ea ca dintr-un măr. Pornim spre un zbor care niciodată nu are o direcție stabilită. Podcastul ăsta, care se întâmplă sub ochii voștri și pe care îl construiți voi, nu eu, în care toți lucrăm cu materialele care se adună la un loc, de la noi și de la voi, este o minune pentru care trebuie să ne bucurăm. Și cu toată căldura sufletului meu, înmulțită cu căldura sufletelor tuturor celor care în acest moment stau acolo, la pupitrele de comandă și undeva în clădirea alăturată a televiziunii române, la controlul care mijlocește ajungerea glasului meu către voi, vă chemăm să fiți și în această seară puternici. Puternici în curajul de a spune ce aveți pe suflet. S-a făcut lumină, se naște zborul, dăm drumul la generic, zburăm. În studioul 11 este primăvară. Pentru că într-un studio al unei întâlniri în direct nu poate să fie decât anotimpul care este și afară. Miroase a trandafirii de departe și a bujorii care au năvălit în viața mea, culcați la pământ de ploaia venită azi noapte, și vă aștept confesiunile
în care vă rog să povestiți despre cât de greu ne este să trăim de unii singuri, întâmplări care ni s-au dat și pe care nu știm cum să le gestionăm. Aseară, înainte de începerea programului, stăteam de vorbă cu colegii afară la o țigară. Ce? Nu se știe că se fumează sau ce? Da, știu, nu avem voie să fumăm, nu e bine să se fumeze. Apropo, eu în această zi am împlinit 5 ani de când nu mai fumez. Dar asta nu înseamnă că nu accept că oamenii, atunci când se pregătesc de ceva fundamental, poate din dorința de a face niște gesturi care să le dea curaj sau să le umple timpul, pot să-și aprindă o țigară. Și la țigara aceea de dinainte de începerea podcastului de aseară, vorbind cu un coleg, mi-a povestit așa. Acum vreo 2 ani, la școală, fetița mea avea de făcut un vaccin. Nu vaccinul ăla, nu vaccinurile astea de 2 ani încoace, ci un vaccin care se făcea la vârsta copilăriei, cum l-am făcut cu toții în copilăria noastră. Și învățătoarea a zis, cine dintre părinți este liber să vină să... Dacă se poate să vină să fie, să ne ajute, pentru că e un moment mai tensionat pentru copii, să fie și un părinte aici. Cum să-mi las fata singură, a zis. El, este un el, e foarte important. Și zice, m-am dus. Și fetița mea era în regulă și ceilalți copii au fost lăsați de ea înainte, au zis, lasă, tati, noi stăm la coadă, hai să stăm la urmă, hai să facă ceilalți copii vaccinul. Și copiii făceau și printre fetițele care erau acolo și aveau de primit un vaccin, una dintre ele i-a spus așa, colegului meu, ce bine ar fi fost să fie și tatăl meu aici. Mi-aș fi dorit să fie. Dar tatăl meu se joacă jocuri pe calculator și bea bere. I-am cerut permisiunea colegului meu acum, întreagăt în regie, să spun povestea asta. Numele nu îl dau decât dacă mi se va spune prin cască că ar vrea. Deși sunt convinsă că nu vrea. Este un tată oarecare care a sărit și a spus cum să-mi las copilul singur și care a simțit tristețea unui alt copil care și-ar fi dorit ca tatălui să fie acolo, dar tatălui nu era. Tatălui avea alte treburi. Știți de ce vă spun povestea asta? Pentru că din astfel de întâmplări mici și aparent banale se naște felul în care în copilăria noastră începem să simțim că ne însingurăm și că trebuie să trăim de capul nostru lucruri esențiale în această viață în care nu trăim mirosind lângă noi, adulmecând lângă noi dragostea și grija celor care ar trebui să înțeleagă și din somnul nostru și din tăcerile noastre și din lacrima noastră și din încruntarea noastră și din mișcarea noastră de sprânceană de ce am avea nevoie, ce ne-ar trebui și cum poți să te faci om mare, cum poți să crești într-o lume căreia nu-i mai pasă de oameni în general, dar aminte de tine, o bucățică de copil care, da, ai vrea să ai pe tata lângă tine atunci când faci un vaccin pentru că ți-e frică și să-ți spună tatăl tău, lasă, tati, că suntem aici. Suntem amândoi aici. Să știți că o să vorbim mult despre asta până la sfârșitul acestui program, nu până la sfârșitul acestei serii, ci până la sfârșitul acestui program, pentru că nu vă dați seama, dragii mei, cât este de important într-o lume
căreia nu-i mai pasă de unul, individul, omul, biata ființă, unicitatea, cât este de important ca cei de lângă acea ființă să se responsabilizeze și să fie gata să sară în ajutor și să preia controlul, mai ales atunci când în poveste este vorba de sufletul unui copil. Iertare, Corina. Bună dimineața! Tot am înviat, bine v-am regăsit. Adevărat, am înviat. Ați abordat o temă extraordinar de sensibilă. Faptul că v-am spus în urmă cu multe emisiuni că atunci când venim pe lume, venim singuri. Plecăm toți singuri. Faptul că atunci când ne doare, ne doare numai pe noi. Când murim, murim singuri. Când plângem, plângem singuri. Când nimeni nu poate să ne dea o mână de ajutor, că este în legea firii să duci crucea în spate. Da, dar copiii nu știu asta. Atunci când aducem un copil pe lume, trebuie să ne gândim că acel copil nu bate la ușă cu degețelul. Vine și deschide ușa. Nu este cuvântul că a venit barza. L-am planificat noi. Dacă așa ca părinți nu ne putem face datoria sau nu-și pot face datoria acei părinți, nu-și fac datoria că nu se pricep, că nu vor. Așa au fost educați. 1. 2. Trebuie să ne gândim că acei părinți trag și vor trage păcatele neamurilor cu 7 rânduri în spate sau cu 10 rânduri în spate. Și probabil nici ei nu-și dau seama de viciile sau metehnele care le au. Și atunci ne întrebăm copilașul acela care a spus dumneavoastră că a mers singur la vaccin. Da, este o călire probabil pentru el, pentru viață. Și poate unul va fi un îndemn atunci când va fi părinte să nu facă la fel sau va fi mai rău. Depinde de structura lui. Știți care e problema? Aici aproape că nu contează ce se va întâmpla cu copilul. El va avea destinul lui și se va dezvolta așa cum îi este drumul. Problema pe care mi-o pun eu este ce au făcut ceilalți părinți atunci când pentru toți a existat chemarea. Cine poate să vină să fie aici? Și doar unul a răspuns prezent. Aveți perfectă dreptate. Dar acel părinte care își neglijează copilul are în jurul lui o comunitate. Mamă, socru, soacră, cumnați, verișori, vecini, șefi, colegi de serviciu. Din toată marea aceasta de oameni, chiar nu se găsește un om care să zică: hei, ai greșit, lasă-mă să te ajut. Doamnă Corina, nu cred și nici nu trebuie să judecăm foarte aspru. Povestea mea a fost un preambul, a fost un pretext pentru o discuție și vreau să am toată îngăduința pentru că așa simt, nu pentru că trebuie să fac asta rațional, ci pentru că o fac din suflet. Problema este că acei părinți nici nu și-au pus măcar în gând că la un banal vaccin copiii ar putea să simtă frică, ar avea nevoie să fie însoțiți. Iar chemarea mea cu care am început această ediție, fără să premeditez, fără să mă gândesc că asta voi vrea să vorbim, încadrându-ne de fapt în puterea de a vorbi despre ceea ce ne apasă, în tema în care rămânem în această săptămână, este lipsa noastră de atenție față de îndemnuri, față de cuvinte, față de ființele de lângă noi, ca forma lipsei de empatie.
Nu este o vinovăție că nu s-au dus. Am înțeles. Este o formă de a nu vibra. Și am oamenii trebuie că... să... Eu îi chem pe oameni și discuțiile pe care vreau să le facem în această perioadă sunt în sensul în care oamenii trebuie să iasă de sub carapace și să încerce să devină vibranți și atenți la amănunte, la banalități care pot schimba esențial dintr-o parte într-alta balanța. Am înțeles că am uitat să fim empatici cu cei de lângă noi, am uitat să fim buni, am uitat să râdem, am uitat să ne bucurăm, am uitat să plângem cu adevărat când trebuie, am uitat să luăm durerea sufletească și trupească a unui om pentru a trece o etapă acel om nevinovat care a căzut într-o plasă sau într-o decadă a vieții, dar faptul că noi nu am fost educați mulți din așa ceva, ca și un dascăl de școală, dacă tu te duci și vorbești răspicat cu copilul și copilul când vine ora de istorie, geografie, matematică, vine ora de cutare, doamna vorbește urât, răspicat, nu mă duc la oră că e nervoasă, îmi spuneți și mie ce drag să mai aibă acel copil. Știți ce vreau să vă spun? Cel mai important este verbul pe care l-ați pus în înșiruirea de dinainte. A uitat să, a uitat să, a uitat să. Este esențial, pentru că în momentul în care ați spus că au uitat să ceva, înseamnă că oamenii au știut acele lucruri și le-au uitat. Iar uitarea are leac și în acest moment este momentul zero în care tot ce s-a uitat din înșiruirea dumneavoastră este momentul zero în care oamenii trebuie să-și readucă aminte. Doamne, tare m-aș bucura să vă audă Dumnezeu și toată lumea. Nu trebuie să mă audă Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin glasul meu cum vorbește prin glasul fiecărui om. Dumnezeu trimite gândurile mele cum le trimite și pe ale dumneavoastră. Nu Dumnezeu trebuie să mă audă. Trebuie să mă audă oamenii care ne privesc și care își pierd timpul la acest ceas târziu de noapte în care... schimbând starea că, vai, vorbim despre lucruri depresive, putem să ne modificăm percepția zicând, Doamne, dar ce bine că cineva totuși, nu eu, ci toți cei care stăm de vorbă pe rând unul cu celălalt, ne scuturăm de apatie și reînvățăm tot ce ați spus dumneavoastră după verbul a uita. Vă mulțumesc! Nu trebuie să ne spunem că ne pierdem vremea, că sunteți o comoară și vreau să vă spun că vă iubesc fără niciun efort. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon și eu vă iubesc pe toți. Bună dimineața, Ștefan! Bine ați venit și îmi cer iertare că ați stat atât de mult în ascultare, dar cred că nu v-ați plictisit. Bună dimineața! Bine ați venit! Mă bucur că am reușit să intru în emisiunea dumneavoastră. Mă uit de fiecare dată când reușesc. Și mi-ar fi plăcut să fie emisiunea de astăzi mult mai lungă. Poate chiar avem nevoie de câteva ore să vă vedem și să ne vorbiți și să ne vorbim oamenii între noi. Eu cred că doamna Corina e foarte visătoare, dar asta e bine, pentru că în ziua de azi generația s-a schimbat, e altfel. Nu mai e când am fost eu copil, când nu m-au dus la oftalmologie, părinții nu m-au dus nicăieri, n-am fost la medic 40 de ani, pentru că n-au avut timp. Ei și-au făcut un rost, pentru că țara asta nu ne-a oferit nimic decât a trăi în ea. Și atunci părinții noștri n-au mai avut timp, chiar dacă ei au fost cu facultate sau fără sau așa mai departe, n-au mai avut timp de noi. Și noi am crescut cu cheia la gât. Și e foarte trist când vezi că alți cetățeni din alte țări europene
n-au lipsuri, cu toate că trăiesc și din greu și așa mai departe, dar n-au lipsuri pe care le avem noi. Pot să vă întreb ce vârstă aveți? 40. Mulți înainte. Deci ați prins și dumneavoastră în copilărie ceva din perioada de dinainte de 89. Da, am prins faptul că n-am fost făcut pionier pentru că n-am dus învățătoarei un covor persan. N-ați dus învățătoarei un covor persan? Nu i-am dus cadou și nu m-a făcut pionier. Nu pot să cred, adică exista posibilitatea să nu fi făcut pionier? Da, da. Dacă nu ai dus ce trebuia... Mamă, deci regia... Stați o secundă, că am adică îmi spuneți și voi regia că se putea să nu fi făcut pionier? Da. Pentru mine, iertați-mă, eu sunt coborâtă de pe altă planetă. Eu nu mi-am închipuit că... Eu știam că toată lumea este făcută pionier. N-a fost toată lumea. Doar au fost pionieri făcuți cei care puteau să dea învățătoarei ceva. Dar să știți că eu n-am dat nimic învățătorului și am fost făcută pionieră. Pe cuvântul meu că n-am dat nimic, nici eu, nici părinții mei. Dar adevărat că era... Nu, pe vremea noastră era altfel. Pionieratul meu se întâmpla în anii 70, ca să mă înțelegeți. Corect. Dar la noi se uita în catalog. La noi se uita în catalog și vedea ce lucrează mama, ce lucrează tata. Vreau să reluăm puțin discuția legată de ceea ce ați spus, că părinții nu aveau timp să se ocupe de copii. Nu, pentru că erau ocupați să muncească. Corect. Și totuși, pentru ce munceau părinții? Munceau ca nouă să ne rămână ceva. Munceau ca dumneavoastră să vă rămână ceva. Munceau, exact, de fapt, pentru ca dumneavoastră să vă fie bine. Da, dar nu e același lucru. Pentru că dumneavoastră spuneți că n-a fost... tata lângă noi când ne-a făcut vaccinul sau așa mai departe. Nu, a fost un episod, a fost o relatare. Nu trebuie să luăm acel episod pe care, da, l-am pus, corect, eu ca un etalon. Da, s-a avut perfectă de tată. Generația mea n-a fost nimeni lângă noi să ne facă vaccinul. Așa este. Lângă mine n-a fost nimeni în perioada aceea, dar nici nu se simțea nevoia, pentru că era mai multă siguranță. Pentru că nu aveam niciun fel de informații despre povestea asta, nici că e bine, nici că e rău. Știam doar că trebuie să mergem și că vin spre noi, de fapt, oameni care ne vor face vaccinul. Știam că ne va durea, știam că vom avea reacții, știam că vreo două zile e posibil să avem febră, cum mi s-a întâmplat adeseori în copilăria mea, ca reacție de apărare a organismului. Știam că o să sufăr, că înțepătura doare și mergeam acasă și asta era. Dar în timpurile de acum, probabil, lucrurile sunt altfel, este o altă generație. Eu zic că acum părinții se ocupă mult mai bine de copii. Problema nu este legată de episodul acelui vaccin în mod absolut. Știu. Încerc să extrag cumva mesajul ca să fie de folos tuturor celor care intervin în discuție. Problema era că acelui copil care a avut acea manifestare, i s-a activat atitudinea părintelui său, care, probabil nu numai legat de vaccin, ci în multe episoade ale vieții sale, tata joacă jocuri pe calculator și bea bere. Vaccinul este o întâmplare. Vaccinul a fost felul prin care colegul meu a putut să relateze această poveste, da, care, dacă vreți, a intrat în ediția de astăzi a emisiunii, așteptând primul telefon să sune. Da, ce facem când tatăl tău e bogat? Și nu se preocupă de tine, cu toate și astea. Și nu se preocupă de tine, are putere și te duci și la școală. Pasă. Și nu-i pasă. Și te duci la școală, te ridici în picioare și te întreabă învățătoarea cine e tatăl tău și tu îi spui cine e tatăl tău și în momentul ăla în privat îți spune să vină la școală și nu se duce niciodată, că nu are timp. Că nu-și face timp, nu că nu are timp. Nu-i pasă, pentru că dacă îi păsa, merge acolo. Deci nu-și face timp, nu există să n-ai timp pentru copii. Domnule Ștefan, v-am întrebat de ce părinții dumneavoastră sau părinții din timpul dumneavoastră n-aveau timp pentru că munceau să le lase copiilor să le rămână ceva. Da, da, da,
Cel mai important lucru cu care poți, cel mai important lucru cu care poți să-ți dăruiești copilul este să-l pui pe picioare într-o stare de armonie și de sănătate. Da, vă spun cu ce am rămas eu, e foarte important să știți. Vă rog. Am rămas cu un tricou de la tata, cu care am dormit 20 de ani și după aceea l-am ars pentru că am crezut că îmi face rău tricoul ăla și că mi-aduce doar ghinion. De la mama am rămas doar cu amintiri că a murit de 22 de ani și mi-am făcut un rost în viața asta singur, fără ajutorul nimănui, pentru că n-am rămas cu nimic din toată munca lor. Pentru că mi-au furat-o frații lui tata, ne-au furat absolut tot. Și ne-au lăsat pe drumuri, trei frați. N-am ajuns bagabonz, surorile mele n-au ajuns prostituate și suntem oameni cu meserie, oameni cu afaceri, oameni care ne putem uita în oglindă, suntem mândri de noi că am reușit. Dar astăzi mă confrunt cu atacuri de panică, cu depresii și așa mai departe, pe care le confrunt acum cu aritmii la inimă și așa mai departe, muncind 20 de ani să-mi fac un rost în țara asta. Și mă întreb, pentru ce? Pentru ce am muncit atâta? Pentru care e rostul muncii mele în țara asta? Când nu am avut sprijinul statului, statul care suntem noi. Noi am sprijinit ucrainienii. Noi dacă eram atât de buni unul cu altul, nu exista un român sărac în țara asta. Dar noi nu ne ajutăm între noi. Noi ne uităm cum să săpăm groapa altuia și cum să-i facem rău. Pe noi, dacă facem o campanie mâine, dacă o faceți de sângele de bani, pentru a ajuta românii între noi, să știți, nu zice, să meargă la lucru. Noi nu avem avantajele pe care le au alții. Totul este doar o politică în țara asta. S-au îmbogățit politicieni și tatăl meu poartă numele în București a unei galerii foarte mari, un miliardar, care, vă spun cu toată rușinea, a furat toată viața lui statul și oamenii și mă bucur că n-am rămas ca moștenitor din nimic din banii respectivi. Și mi-e rușine de familia care există la București. Cu toate că eu stau în Cluj. Aveți copii? Nu, nu am. Vreau să vă spun ceva. Probabil că este un moment în care trebuie cu toții, fiecare, inclusiv dumneavoastră, inclusiv eu, să schimbăm cumva perspectiva, pentru că este un timp al schimbărilor fundamentale în care înțelegem cu adevărat, cu toată amărăciunea pe care v-am simțit-o în glas și pe care vă înțeleg și cu care empatizez. Cred că este momentul în care trebuie să ne reinventăm. Nu este o formulare în trend sau cool. Este o formulare perfect reală. Trebuie să ne reașezăm pe o axă spațiotemporală în care, dacă la nesfârșit ducem cu noi povara plină de cenușă a amintirilor care ne dor, nu putem să mergem mai departe. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru momentul că ați prins acest telefon și că ați putut să vă vărsați sacul acestor amărăciuni pe care chiar le-ați mărturisit. Dar v-aș ruga mult de tot. Când se va face dimineață lumină, încercați să vă eliberați ca și cum s-a întâmplat minunea ca într-un vis. Să nu vă spuneți că a fost real, că ați vorbit într-o emisiune în direct la televiziunea română. Uitați asta. Vi s-a părut. V-ați eliberat de povara trăirilor dumneavoastră sub un vis care v-a vindecat trecutul. Și de mâine, pregătiți-vă un teren nou pentru un copil care poate ar trebui să vină, pentru un copil pe care sunteți dator să vi-l faceți, poate. Nu vă gândiți că în țara asta sau în altă parte. Nu se știe ce soartă va avea nici această țară și nici copilul care ar veni. Un copil
căruia să-i arătați că ați învățat și prin care să vă recompuneți dumneavoastră știu cu tot, ce-mi sugerați. Cu tot ce n-a fost bine și frumos, ca să vă luați revanșa propriei existențe care v-a ars sufletul atunci când nu puteați să faceți nimic în prezența celor mari și plin de nepăsare. Aș vrea să vă rog ca într-una din emisiuni să vorbiți despre femeile responsabile dispuse să devină mame, să vedeți câte lume o să vă sune. O să vorbim despre toate lucrurile astea, credeți-mă pe cuvânt. Deci până în iunie, când această emisiune va adormi, vreau să vorbim despre tot ce au oamenii pe suflet. Trebuie neapărat să identificăm, arătând, apăsând cu degetul punctul dureros al ființei noastre. Pentru că n-a făcut nimeni asta niciodată și pentru că televiziunea română și-a luat mult curaj să facă asta. Eu simt o imensă responsabilitate. Poate că adeseori m-am jucat. Poate că adeseori m-am alintat în întâlnirile în direct cu dumneavoastră, cei care priviți. În realitate, mi-am pus foarte serios problema ce vrea de fapt destinul meu ca eu să fiu aici, unul dintre cei care suntem mulți oameni aici în această instituție minunată și blestemată în același timp, singura de altfel care și-a luat curajul să asculte tot ce este mai rău și mai bun în oameni. Corect, și mă bucur că există această emisiune și n-au închis-o încă. Pentru că... Păi cum să o închidă? Că trebuie să mă închidă pe mine. Păi, știți... Așa? De ce? Pentru că... Pentru ce vină? Oamenii buni n-au ce căuta. Nu. Oamenii buni n-au ce căuta la televizor. Oamenii buni care dau sfaturi bune n-au ce căuta la televizor. Nu. Vă opresc. Asta este percepția dumneavoastră. Simplu fapt că vă găsiți acum într-o discuție cu postul public de televiziune din România arată că greșiți. Asta e excepție, emisiunea dumneavoastră. N-are nicio importanță. De ce trebuie să... Da, o excepție sau o neexcepție? Este o minune că se întâmplă. Hai să ne bucurăm de ea. De ce analizăm pe toate fețele? De asta vreau să fie emisiunea mai lungă. Ce înseamnă mai lungă? Să fie până pe la ora 2. O să vă povestesc într-o bună zi în ce condiții se face această emisiune și o să vă rog să-mi dați un telefon să-mi spuneți dacă dumneavoastră ați fi de acord să se facă până la 2 această emisiune. Da, noi suntem de acord să puneți un SMS cu donații ca să susținem această emisiune. Nu e nevoie de donații. Televiziunea publică este un post al tuturor care are subvenții ale Guvernului României și ale statului român pentru ca să facă educație, informație, cultură și să susțină cetățenii acestei țări prin tot ce poate ea conform menirii ei. Am iubit această televiziune TVR2 când doamna director era Jana Gheorghiu. Acum nu știu cine este astăzi director. Astăzi, adică ieri, s-au împlinit 15 ani de când a plecat Jana Gheorghiu, poate nu întâmplător ați adus-o în atenție. Păcat. Televiziunea română este o televiziune care conține toate, deci este cea mai mare corporație de presă din România, care înseamnă TVR1, TVR2, TVR3, TVR Internațional, TVR HD, TVR, ce-or mai fi, infocultural și ce se mai pune la cale. Dar dumneavoastră sunteți atât de delicată încât nu o să puteți vorbi de anumite lucruri din televiziunile naționale. Tatăl meu și unchiul meu au lucrat în TVR. Eu știu ce înseamnă TVR. TVR este moștenire din familie în familie. Deci nu ai cum să intri în TVR dacă nu ești moștenitor. Deci îmi pare foarte rău în acest moment, dumneavoastră practic atentați la toată biografia mea personală. Tatăl meu a fost medic veterinar în Călăraș.
Tatăl meu a fost medic veterinar în Călăraș și mama mea a fost inspector de Banca Națională în Călăraș, când Banca Națională nu însemna ce e acum Banca Națională, ci când Banca Națională era singura bancă a României care avea responsabilitatea de a asigura finanțarea și exercițiul bugetar pe toate activitățile tuturor întreprinderilor, instituțiilor și a ce mai exista până în 89. În privat vă voi trimite o listă. Nu-mi trimiteți nimic, pentru că eu nu... Domnule Ștefan, hai să ne oprim și să vă spun așa. Eliberați-vă de tot... Sunt eliberat de tot răul și sunt un om foarte bun, dar un lucru pot să vă spun, doar că TVR1 încearcă un matinal de un an de zile și o face degeaba. Domnule Ștefan, politica TVR-ului este... Domnule Ștefan, da. Emisiunea din această noapte, ca și cea de aseară, ca și cea de altă seară, este despre puterea de a vorbi despre ceea ce ne apasă. Dar am făcut o paranteză. Parantezele dumneavoastră sunt pline de lucruri care vă... Reale. Care vă sufocă propria dumneavoastră putere de a evolua în plan personal. Sunt foarte evoluat din plan personal. Tocmai de asta am să vă spun că părinții nu ne-au oferit și că sunt mândru de ce am făcut. Dar totul funcționează greu acum, pentru că ne ducem acel sac de durere și așa mai departe, care ne apasă cu atac de panică, cu așa, 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 că pentru că s-au adunat. Atât am vrut să vă spun. Iar printre adunătura asta este și TVR în viața mea. Atât am vrut să vă spun. Vă pup foarte mult și sper că n-am deranjat. Nu n-ați deranjat, pentru că orice lucru care vine să se clarifice este un lucru scos la lumină și dăruit cu momentul, cu acea secundă în care trebuie să fie luminat. Vă mulțumesc pentru telefon, dar sunteți foarte departe de adevăr în multe privințe și, din păcate pentru dumneavoastră, nici nu cred că sunteți dispus să aflați adevărul așa cum este văzut de ceilalți. Vă spune ceva Mihai Florea, prezentatorul? N-am înțeles? Vă spune ceva Mihai Florea, prezentatorul din Florea din Grădină? Sigur că îmi spune, evident, am crescut cu el. Atunci aveți numărul meu de telefon și vreau să vă spun care e gradul meu de rudenie cu dânsul. A fost un om extraordinar, un om care a rămas în instituția aceasta, dar... A rămas o istorie. Cu atât mai mult n-aveți voie să vă îndoiți despre bunele intenții ale unui post de televiziune care vine în casa dumneavoastră, dându-vă posibilitatea să vorbiți despre ce aveți pe suflet. Necenzurat! Doar că e bine că m-ați ascultat și că nu mi-aș cenzura ce am avut de spus. E o părere personală. Dar de ce credeți că s-ar fi întâmplat asta? Vedeți? De ce aveți preconcepția că aici, dacă ați fi sunat, ați fi fost cenzurat? Nu de dumneavoastră și nu de TVR2. Întotdeauna TVR2 a fost peste multe televiziuni. Bună dimineața, Marius, bine ați venit! Bună dimineața! Iertați-mă că v-am făcut să mă așteptați atât de mult. Nu cred că am clarificat în discuția lungă de dinainte. Cred că lucrurile au rămas cumva în grădina domnului Ștefan, care va trebui să-și facă singur lumină în propriile sale neguri. Vă rog! Să știți că ieri am fost la mama Jana la mormânt. Eram convinsă că de asta sunați. I-am spus mamei că niciodată nu am să uit și întotdeauna va rămâne și este lângă mine în orice clipă și în orice moment. Foarte frumos. Să știți că cu greu, sincer, n-am văzut să vă sun, dar am văzut tematica și am văzut ce ne apasă, ce mă apasă pe mine. Mă apasă, în primul rând, durerea că n-am avut părinți, că am crescut într-o casă de copii, că am fost chinuit, că am fost bătut la calul bălan, că am crescut, că mi-am format destinul pe mai departe prin credință, prin iubire, prin speranță, prin dăruire, că în drumul vieții mele am...
am construit ceva, am dăruit oamenilor, am mers, am călcat și am mers în drumul meu în cămine de bătrâni, în cămine pentru persoane cu dizabilități, în cămine de tot felul, bătrâni mobilizați la pat, lăsate, uitați de autorități, multă suferință și multă durere. M-am încărcat și m-am întrebat de fiecare dată când am plecat dintr-un loc într-altul de ce trebuie să sufăr. Marius, am mai vorbit despre asta noi doi. Și întrebarea mea este cu ce s-a schimbat, pentru că din păcate nu-mi vine să cred, mai sunt 5 minute și m-am un telefon pe fir. Vă rog. Ce s-a schimbat de la ultima noastră discuție în care aceeași amărăciune era în glasul dumneavoastră? Da, este, pentru că vreau să vă spun că am fost și sunt discriminat de către oameni care spun că tinerii dintr-o casă de copii n-au dreptul. Câți ani aveți? Iertați-mă! În martie am făcut 47 de ani. Păi aveți 47 de ani, ce legătură mai are casa de copii cu viața care trebuie să se ducă în drumul ei cu dreptul oricărui om care vine pe lume? Oamenii, lumea de lângă mine. De ce trebuie să știe lumea de lângă dumneavoastră la nesfârșit că ați crescut într-o casă de copii? Este cartea de vizită a dumneavoastră? Nu, în Argeș știe lumea. Plecați din Argeș, domnule Marius, plecați din Argeș. Duceți-vă într-un loc unde să nu mai știe lumea. Uitați dumneavoastră povestea asta în relația publică pe care o manifestați. Dacă la nesfârșit este a doua oară când spuneți povestea public în această emisiune. Nu mi-este rușine să spun ce am făcut și de unde nu am venit. Nu e vorba și să vă fie rușine, dar dacă la nesfârșit vă înnecați în aceeași, deci trăiți în același malaxor, păi vă doare, dar rupeți odată coaja rănii, puneți pe ea ce aveți de pus, așezați un plasture, lăsați-o să se vindece și mergeți mai departe. Știți ce a spus un oficial de aici din Argeș? Că tinerii dintr-o casă de copii au o carte de vizită destul de urâtă cu privire cu viața. Dacă la nesfârșit ne plângem de milă... Nu plâng de milă, doar vă spun strigătul de durere, nu numai al meu, al tuturor tinerilor care sunt discriminați din această puneți-vă, România, să nu spun puneți-vă din alta. Căluși pe un strigăt de durere care vă face să fiți nedrept cu destinul în care ați primit niște experiențe puternice de viață. Dacă mai trăia mama Jeana, cărora trebuie să le dați un rost în fața hingherilor. Nu vă mai plângeți de milă. Sunteți bărbat. Deveniți bărbat. Sunt. Bună dimineața, și... Dan, bine ați venit. Salut, una. Chiar dacă spre final m-aș bucura să dau doar câteva idei la subiectul care l-a spus de astăzi de reinventare, un termen, mă rog, care l-am mai auzit de mult zis de regulă în familii, cei care nu se înțeleg, mă rog, el cu ea. Dar eu am trei observații din 90 până acum apropo de reinventarea națională sau a societății. Una este cea care, și toate nu se vor a fi văzute de oameni și implicit aplicate chiar de societate. Și anume, prima ar fi foarte simplă. Punctul 8 de la Timișoara aplicat, garantat și la sânge. A doua, ieșirea pensionabililor la pensie. Ieșirea pensionabililor la pensie. Vreau să văd, apropo de televizor, oameni de la 30 de ani în sus. Apoi, cei pedepsiți să nu mai ocupe locuri publice. Un fost primar care acum a căutat în Grecia a revenit frumos la catedra de medicină, a revenit frumos șef de secție în Spitalul Municipal București. De ce? De ce? Acestea sunt lucrurile care vă apasă pe dumneavoastră? Da, da, și care trebuie cu adevărat puse la baza unei schimbări totale a societății. Astea trei. Deci, ideea de punctul 8 al Timișoarei
ideea de pensionabilii să iasă la pensie, nu să ajungem să avem director octogenar la Teatrul Odeon, la etc., etc., numai moartea să-i scoată la pensie. Ați spus, nu repetați. Da. Cristina, câte minute mai avem, te rog? Unu. Și atunci, în idee, cei care sunt pedepsiți oficial, toți sau poate chiar au fost, tu știi din de pe timpul trecut că ți-e jenă să bați la ușa unui post dacă tu ai fost pătat. De ce pătații sunt în funcții? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dragii mei, vreau să vă spun așa, pentru că am un răgaz de cât o să-mi spună Cristina că pot să vorbesc. Intenția cu care venim în fața voastră este animată de o generozitate pe care societatea însăși ar trebui să o simtă față de oamenii ei. Acolo unde ușile se închid în fața vieților noastre, a problemelor noastre, a neputințelor noastre, a momentelor noastre de impas, se întâmplă printr-o minune să existe acest program de noapte rătăcit pe care mă doare mult să aud că unii îl tratează ca pe o excepție, ușor ironic de altfel, cum că încă n-a fost închis, cum că încă că se întâmplă în televiziunea română. Vreau să vă spun că vă aștept mâine seară, vă aștept și mâine seară, să stăm de vorbă despre lucrurile care vă dor cu adevărat. Vreau să-mi doresc, așa cum îi doresc lui Marius și cum îi doresc și domnului de la Cluj, să nu-și mai plângă de milă, să încerce să se verticalizeze în propria lor axă, privind în sus, lăsând trecutul în spate și dând un sens vieții în care sunt dăruiți cu faptul că au minte, sănătate și mulți ani de trăit. Vă aștept și mâine cu aceeași răbdare. Noapte bună!